Salut, sunt Claus. Așa cum v-am promis, o să încerc să vă prezint mai în detaliu acest kit de aprins focul Viking. E 100% original. Nu are nimic modern în el. Și o alternativă la aprins focul cu chibrituri, cu brichetă sau cu amnarurile acelea de magneziu. E prima oară când am să încerc să fac focul cu acest kit. Și așa cum v-am promis, de fiecare dată când fac ceva nou, am să vă arăt și dumneavoastră și sper să învățăm împreună. Haideți prima oară să vi-l prezint. Deci, kitul e format dintr-o punguță de piele. E închisă la capete, la fel cu un șnur, din același material. Iar ca opritoare, să zic așa, două bucăți din corn secționate, găurite și introduse șiretul prin el. Și în felul ăsta se strânge. Foarte interesant și simplu și util. Cum am zis, bun, înăuntru avem amnarul propriu zis, aveți nevoie de o forjă, o pilă veche și puțină răbdare, dacă vreți să vi-l faceți singuri. Următoarea componentă principală a acestui kit este această cremene. Se găsesc aceste pietre, cel mai simplu ca să le recunoaștem e să vedem dacă zgârie pe un geam. Dacă zgârie pe un geam, înseamnă că sunt bune de folosit și sunt destul de dure pentru a scoate așchile din acest amnar și de a aprinde focul. Mai avem această iască, a fost preparată înainte și am să încerc să, în alt videoclip, să vă arăt cum se prepară această iască. Se aprinde foarte ușor de la scânteile care vor fi scoase. Mai avem aici niște coajă de mesteacăn. Știți foarte bine că la fel e foarte inflamabilă și niște iarbă uscată care ne va ajuta să aprindem focul de la această iască. Mai am aici o bucată de lemn cu terepentină, acel fat wood, cum se zice, dintr-un lemn de pin, foarte util și foarte se poate aprinde foc cu el în condiții de umezeală foarte mare. Cam astea ar fi. Haideți să-i dăm drumul. Am pregătit acest cuib din iarbă uscată. Îl frecăm puțin. Și
Pentru continuare o să facem și niște așchi. Din acest lemn. Pentru a ne ajuta la ca să pornim focul. Nu o să fac acum un foc foarte mare, doar demonstrativ, să vă arăt cât de ușor merge acest amnar clasic. Și după care vom vedea. Am mai pregătit aici niște surcele și haide să-i dăm drumul. Cum vedeți, se pune iasca pe marginea pietrei și să sperăm că o ia din cât mai repede. Fugit. După cum vedeți, a luat-o. Acum să încercăm să aprindem acest cuib cu și avem focul. Și de aici încet, încet cu răbdare vom putea aprinde un foc mai mare. Focul a prins doar cu ajutorul acestui fier, să zicem, o bucată de fier, o piatră, un burete, mai bine zis o iască tratată și cu puțin ajutor de la un lemn cu terebentină. Cam asta a fost pe ziua de azi. Vă urez ieșiri cât mai plăcute. Pace și Doamne ajută!